Iubiți credincioși, în ziua de 31 ianuarie îi prăznuim pe Sfinții Mucenici, Doctor fără de arginți, Chir și Ioan. Despre ei s-a cântat în această seară la slujba vecerniei și pe ei am pomenit la otpustul de la finalul slujbei. Pe ei, la slujba utreniei, vom lăuda și de asemenea la Sfânta Liturghie de mâine îi vom pomeni. Cine sunt cei doi sfinți pe care îi prăznuiește Biserica Universală? Aflăm din numele pe care l-au primit din partea Bisericii, și anume sfinți și mucenici și doctor fără de arginți. Au devenit sfinți pentru că și-au vărsat sângele pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și-au devenit sfinți pentru că erau doctori fără de arginți. Prima calitate de mucenici este una foarte cunoscută, mai ales în primele veacuri creștine, când și ei au trăit, pentru că toți creștinii erau urmăriți și mare majoritate ajungeau să-L mărturisească pe Iisus Hristos cu prețul sângelui, cu prețul vieții lor. Dar în ceea ce privește calitatea lor de doctor fără de arginți, este de luat în seamă, mai ales în zilele noastre, pentru că noi trebuie să imităm pe sfinți, să ne regăsim în viața lor și să încercăm pe cât ne stăm putință să ne sfințim viața asemenea lor. Medicina este o știință pe care o practică mulți oameni, fie că sunt medici, fie că au alte profesii, sau pur și simplu pacienți, oameni bolnavi, care au nevoie de această știință, să-și tămăduiască rănile trupești, chiar și sufletești. Sfântul Chir, care era medic, spre deosebire de ucenicul lui Ioan, care era ostaș, și-a folosit această profesie, această știință pe care a acumulat-o cu foarte multă osteneală. Știți prea bine ce înseamnă medicina și în zilele noastre. În acele vremuri nu era mai ușor, poate chiar dimpotrivă. Această știință a pus-o în slujba lui Dumnezeu și în slujba oamenilor. Noi le zicem doctor fără de arginți, pentru că, într-adevăr, i-a ajutat mai ales pe cei sărmani. Dar mai mult decât că erau doctori fără de arginți, ei reușeau să tămăduiască, în primul rând, sufletește, care era cauza bolilor trupești, și apoi, bineînțeles, prin consecință, să tămăduiască și trupește. Sfântul Chir și-a folosit profesia să-i tămăduiască pe oameni de neputințele lor sufletești și trupești, de în același timp și să-L propovăduiască pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Este de luat în seamă pentru că noi nu toți suntem medici. Avem fiecare profesia pe care ne-am dorit-o sau care conjunctura a făcut să o avem. Orice profesie, iubiți credincioși, poate fi pusă în slujba lui Dumnezeu. Pentru că orice profesie, în cele din urmă, are la capătul ei omul, ființa omenească, care trebuie ajutată. Și ființa omenească nu poate fi ajutată pe deplin dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dacă nu-L are pe Dumnezeu. Și atunci orice profesie avem, trebuie să știm că
atunci când ne-o exercităm, ea trebuie să devină o rugăciune către Dumnezeu și o facere de bine către oameni. Absolut orice profesie care este în concordanță cu poruncile lui Dumnezeu. Și acest lucru este de luat în seamă. Pe lângă acest aspect legat de Sfântul Mucenic Doctor Fără de Argint, Kir, îl pomenim astăzi cu aceeași denumire și pe Sfântul Ioan, ucenicul doctorului Kir, care nu era de profesie medic. El toată viața lui a fost ostaș, dar când s-a lăsat la vatră, a căutat să se pună în slujba unui om care face binele, care nu ucide, ci dă viață. Și s-a pus în slujba Sfântului Kir, el însuși devenind doctor fără de argint și, bineînțeles, mucenic. De asemenea, este de luat în seamă și viețuirea acestui sfânt, Ioan. Nu toți oamenii pot excela. Trebuie să ne recunoaștem limitele și să ne punem în slujba celor care pot excela și care pot face binele mai mult decât putem noi să-l facem. Și dacă noi ne vom pune în slujba acestor oameni, vom avea aceeași plată, așa cum a avut-o și Sfântul Ioan pe care îl pomenim acum. Îl pomenim în rândul Sfântului Kir, Sfânt Mucenic, pentru că și-a vărsat sângele pentru Iisus Hristos, dar și doctor fără de argint, deși n-a făcut medicină. Așadar, trebuie să fim și realiști în ceea ce ne privește și să recunoaștem superioritatea celorlalți de lângă noi și dacă este cu putință și spre folos, atunci să ne punem în slujba celor mai mari, pentru că orice stăpânire până la urma urmei este de la Dumnezeu și nu numai stăpânirea lumească, referindu-ne la o cârmuire politică, ci stăpânire până la urma urmei și în ceea ce privește orice categorie socială și orice profesie sau tagmă din care facem noi parte. Și un singur gând și cu acesta închei. Și așa cum am făcut eu de multe ori, o fac și în această seară, să vă îndemn să citiți cărți duhovnicești. Cartea pe care vă propun în această seară se numește Cea mai frumoasă copilă. Este vorba despre viața Maicii Domnului, căreia i-am făcut acatist mai înainte. În ea descoperim un lucru extraordinar. Maica Domnului, care a fost dăruită templului pe când era copilă, a trăit la templu cu mai multe copile de vârsta ei. La templu era și o școală, de fapt. Aceste copile care trăiau în templu se pregăteau pentru venirea Domnului Hristos și socoteau că din ele se va naște Mântuitorul lumii. Și fiecare se lupta și exista o competiție care mai de care să devină mama Mântuitorului Hristos. Singura copilă dintre cele care erau atunci la templu, Maica Domnului, care se ruga Domnului Dumnezeu să fie slujitoarea mamei Domnului Hristos. Și rugăciunea ei a fost împlinită cu plus de măsură, că a devenit
ea însăși, mama Domnului Hristos și prima sau primul slujitor din istorie al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Maica Domnului. Acestea fiind zise, să facem din slujirea pe care o avem fiecare la locul nostru de muncă o rugăciune și o slujire aproape. Și să ne supunem mai marilor noștri. Pentru că dacă vom face așa, vom avea plata lor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.